O biserică din Iași este singura din țară unde este instalat un defibrilator Alte-5, cumpărat în 2011, care au costat 45.000 de euro, n-au fost folosite vreodată. Deși sunt amplasate pe stradă, oamenii fie nu știu de ele, fie nu știu cum să le utilizeze. Un astfel de defibrilator poate salva vieți în caz de stop cardiorespirator. Biserica Sfântul Nectarie din Iași este locul în care oamenii pot găsi nu doar ajutor spiritual, ci și medical. Biserica Sfântul Nectarie din Iași este singura din România care are un astfel de aparat care salvează vieți. Deși el a fost instalat în urmă cu aproximativ 2 ani, până acum, din fericire, nu a fost nevoie de el. Există un angajat al bisericii care a făcut cursuri și poate să-l folosească în caz de nevoie. Preotul de la Biserica Ieșeana a strâns împreună cu enoriașii 3.000 de euro și au cumpărat un defibrilator. Foarte bun, foarte mult. Foarte bun. Adică e eficient. Dacă ferească Dumnezeu, cade vă unul, e bineînțeles. Să vorbi părintele în biserică despre dânsul, știu că există și bănuiesc că e bun. Că la medicină nu-i pricepem. Păi bun, dar de când așa nu s-a prea întâmplat. Am avut succes că nu s-a întâmplat. Defibrilatoarele din Iași sunt semi-automate. Două sunt amplasate în cartierele Copou și Piața Unirii, două dintre zonele aglomerate din oraș. Scopul acestor aparate este de a acorda primul ajutor până la sosirea unui echipaj medical calificat. Folosirea acestui defibrilator nu necesită o pregătire foarte amplă. Pe electrozi apar efectiv pozițiile unde trebuie amplasat și este foarte simplu de utilizat chiar dacă nu aveți pregătirea necesară. După care apăsăm butonul mare și va începe scanarea. Nu atingeți pacientul. Analizare ritm cardiac. Ritm cardiac detectat pentru șoc. Îndepărtați-vă de pacient. Încărcare șoc. Apăsați butonul șoc acum. Apăsați butonul șoc acum. Butonul șoc este cel portocaliu. Acum. Un defibrilator este capabil să restabilească ritmul cardiac normal la un pacient care tocmai a suferit un atac de cord.